Un bărbat din capitală și-a dat suflarea în așteptarea ambulanței care nu era echipată corespunzător. Vorbim de cazul unui bărbat din capitală care a decedat aseară în stradă, din cauza că ambulanța care a venit la fața locului nu era dotată cu cele necesare pentru a-i acorda primul ajutor. Potrivit martorilor, bărbatul și-a pierdut cunoștința subit și a căzut la pământ, iar defibratorul din ambulanța chemată era descărcat, așa că medicii au plecat și au chemat în loc o altă echipă, care însă a ajuns prea târziu. Potrivit oamenilor legii, bărbatul avea probleme cu inima. Contactată de televiziunea centrală, ofițerul de presă al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, Diana Blenaru, ne-a spus că vor documenta cazul și vor reveni ulterior cu o reacție. Pe marginea cazului a fost pornită o investigație.